Angela Merkel îl presează pe Klaus Iohannis/analiza. Traian Băsescu a tras un semnal de alarm. Domnia sa a fost informat, informează mai departe ce se exercită presiuni asupra președintelui Klaus Iohannis. De ce trec cancelarul Angela Merkel? În scopul recunoaterii de către România a statului Kosovo? Acum rezultatele în urma complexului și sângerosului război din Iugoslavia. Dacia, e extrem de grav. Iar Klaus Iohannis trebuie să dea se explicai. România face parte dintre statele europene, nu puine la numere, care nu au recunoscut Kosovo ca stat. I sunt mai multe țări europene, care au reacționat în același mod. Traian Băsescu probabil ce știe ce spune. Nu ce ar fi cititor în stele. Este de presupus ce, în perioada în care a fost președinte al României, acest subiect a mai fost abordat. Sunt chiar convins că ei asupra lui s-au exercitat presiuni în același sens. Ice vârful de lance a fost tot doamna Angela Merkel. Bine ar fi, din această perspectivă, ca fostul președinte să meargă cu dezvăluirile până la capete. Se încerce, măcar odată, să fie sincer. I se renunie la o pârle. Traian Băsescu nu are de unde să știe ce i-o fi spus în limba german doamna Angela Merkel, într-o discuție tete-a-tete sau telefonic, președintelui României. Traian Băsescu doar presupune ce asta s-a întâmplat, fiindcă i s-a întâmplat lui, probabil, din comportamentul lui Klaus Iohannis sau în urma cine tie cerei discuii cu vreun oficial al Ministerului de Externe, a primit semnale cum ce istoria se repetă. Numai ce politica externă nu o face Klaus Iohannis. În aceste zile, legat de scandalul intern generat de memorandumul guvernului, care vizează mutarea ambasadei noastre la Ierusalim, prin aceasta, recunoaterea de către România a suveranitii Israelului asupra oraului sfânt, au fost pe larg dezbătute prevederile constituționale, care stabilesc diviziunea muncii între președinie și guvern în materie de politică externă. Politica externă o face guvernul, care duce la îndeplinire programul de guvernare elaborat de coaliția majoritarii validat de către Parlament. Președintele semnează tratate internaționale în numele României și după ce acestea au fost negociate de către guvern. Mai poate numi ambasadori, la propunerea guvernului și cu condia ca acetia să fi fost validă în prealabil de Parlament, eliberează din funcție ambasadori, aprob înfinarea de ambasade sau desfinarea de ambasade, conform politicii guvernului și, tot conform politicii guvernului, crete sau scade gradul de reprezentativitate a unor ambasade. Nici
aici la Consiliul Europei, președintele nu este de capul lui? El ia acolo decizii, care în prealabil sunt validate de guverni, ulterior, sunt puse ină per tot de guvern. Asta se întâmplă fiind președintele instituia prezidențial nu au în spate un aparat, prin care să fie materializate decizii luate la nivel european sau în urma unor tratative bilaterale. Doamna Angela Merkel a intervenit unde nu trebuie. Într-un caz și în celălalt caz. I pe lângă Traian Băsescu, care se credea președinte juctor, i pe lângă Klaus Iohannis, care afirmă în stânga și în dreapta, de câte ori are ocazia, ce respectus fine în el litera și spiritul Constituiei. Dacă doamna Merkel vrea să bat din picior în chestiunea Kosovo sau cu pumnul în masă, trebuie să ia lectura cu guvernul României. Iar dacă va lua lectura cu guvernul României, va primi un răspuns politicos, dar extrem de ferm. România nu îi poate permite să accepte sub niciun pretext modificarea granielor în urma unor războaie. I, la acest capitol, Traian Băsescu are dreptate. Dacă ar accepta statalitatea provinciei Kosovo, România ar trebui să accepte și statalitatea Transnistriei. Sau raptul pe care Federația Rusă l-a făcut în Ucraina, prin preluarea în urma unui război asimetric, a peninsulei Crimea și incorporarea acesteia Federației Ruse. Dacă România și alte state ar accepta construcții statale artificiale ca rezultat al unor războaie în bun măsură alimentate tot din afară, iar în cazul dezmembrării Iugoslaviei, Germania a jucat un rol major, atunci România nu ar mai respecta niciun fel de reguli stabilite de naiunile lumii după experiența traumatizantă a celui de-al doilea război mondial. O intervenire a doamnei Merkel la acest capitol în această privin, dacă a avut loc, este cel puțin scandaloasă. Iar dacă s-a întâmplat acest lucru, iar președintele Klaus Iohannis a trecut și nu a comunicat guvernului acest fapt, atunci s-a dovedit a fi astfel profund incorrect. De aceea spuneam ce e dator cu explicații.